În ziua de 31 martie, la Brașov s-a ținut Congresul Sindicatului Polițiștilor Europeni, la care a participat ca invitat doar chestorul Ionel Târșănoagă, directorul Direcției Operative din Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. În stilul inconfundabil, președintele Sindicatului Europol Neamț Ioan Cănărau a pus degetul pe rană, arătând starea gravă în care a ajuns poliția română din cauza subordonării acesteia politicului. La Brașov, la hotelul Excelsior, care aparține Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc Congresul Sindicatului Polițiștilor Europeni Europol în data de 31 martie 2017. Noi am trimis invitații și către Minister și către IGPR, IGPF Frontieră respectiv, care a venit doar domnul chestor Târșănoagă Ionel de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Eu sunt mai deschis la vorbă și întotdeauna am fost sincer și cinstit și am spus lucrurile pe nume. Și am spus și părerea noastră a polițiștilor domnului chestor Târșănoagă, și anume că poliția română este practic subjugată politic și chiar și infracțional, putem spune noi. Cum ați văzut și dumneavoastră în acea filmare, am fost cât se poate de deschis și am expus cum am crezut eu realitățile din poliția română. Ce ați reproșat șefilor dumneavoastră din poliție? Șefii noștri din Poliția Română, să știți că nu prea se implică în gestionarea resurselor financiare și umane din Poliția Română, pentru că, de ce să nu recunoaștem, au salarii destul de mărișoare, urmează să se pensioneze la fel cu o pensie foarte mare și nu mai au, zic eu, niciun respect față de subordonați și nu le pasă decât doar de funcțiile lor. Liderul nemțean a atras atenția asupra corupției din poliția română și din sindicate, a salarizării necorespunzătoare a agenților de poliție care la muncă egală primesc salarii diferite, ajungându-se la ceea ce acesta apreciază a fi sclavia modernă. Sistemul de permanență stabilit de conducerea poliției pentru a acoperi lipsa acută de polițiști este, în opinia lui Ioan Cănărău, un grav abuz, practicat inclusiv la Inspectoratul Județean de Poliție Neamț. Angajatorul, în mână cu unii lideri sindicali din federațiile sindicale din Poliția Română, au emis acea afirmație, acea formulare că polițiștii care stau acasă la permanență să fie plătiți cu 40% din salariul funcției de bază și dacă intervin cu 100%. Eu, cum am spus de foarte multe ori, acea formă a programului de lucru denumită permanență de către angajator nu există. Practic, dacă intră în vigoare acest amendament adus de unele sindicate, în Poliția Română se instaurează sclavia modernă, să zicem noi așa. Polițiștii vor fi obligați să stea și în afara programului la domiciliu și să intervină de câte ori sunt intervenții și mai nou la postul de poliție aceste intervenții la 112. După părerea noastră și așa cum am demonstrat, permanența la postul de poliție este ilegală. Noi am încercat să o eliminăm. La unele inspectorate din țară nu se mai face acea permanență. Polițiștii lucrează un program de 8 ore, în schimburi, sau 12-24, 12-48. Unii șefi nu vor să înțeleagă. Am înțeles că și la EPJ Neamț, șeful inspectoratului a emis un fel de dispoziție privind programul polițiștilor în care a inclus această permanență cu plata acestui spor de 40%, consider eu ilegal, pentru că încă nu a intrat în vigoare, sunt doar niște amendamente propuse la legea salarizării și nici de cum la un ordin sau o prevedere internă. Ioan Cănărău demonstrează cu exemplă din județul Neamț fenomenul de politizare al poliției române, exemplificând cu intrarea în Parlamentul României la doar 6 luni de la pensionare a șefului Serviciului Arme și Muniții, Nicolae Iftimie. Avem un caz la EPJ Neamț, un fost șef de serviciu, după 6 luni de pensie, a fost ales deputat în Parlamentul României. Noi stăm și ne întrebăm cam cât trebuie să cotizeze un membru de partid la un partid ca să ajungă și pe liste eligibile și, cum am spus, să ajungă și deputat în Parlamentul României. La cine vă referiți? La cine vă referiți concret? La fostul șef al Serviciului Arme și Muniții, domnul comisar șef Iftimie, Nicolae. Nu vreau să o acuz pe nimeni, cetățenii au ales, este deputat în Parlamentul României. Mie mi s-a părut puțin că am suspect că exact după 6 luni de la pensie să candidez pe locurile unui partid și să ajung și în pe ce liste? În ce partid? Nu mă știu exact, sincer, cred că la PSD. N-are importanță ce partid.
Probabil dumneavoastră știți capabil, îi dorim să lupte și pentru polițiști din Parlamentul României. Mie mi s-a părut puțin suspect că numai după 6 luni, după pensie, a fost ales și deputat. Liderul nemțean atrage atenția asupra divizării mișcării sindicale, care a dus și la corupție, care a atins și sistemul sindical românesc. Sindicatele se fac vinovate, în opinia lui Ioan Cănărău, de dezastrul legat de modul de salarizare al polițiștilor plătiți cu sporuri la nivelul anului 2009. Am protestat de fiecare dată când a fost nevoie, vom protesta și când ne vor cere polițiștii. Eu îmi doresc mai multă unitate din partea sindicatelor, dar așa cum ați văzut și dumneavoastră, unii lideri sindicali de la București, lideri de federații sindicale reprezentative, se bat cu pumnii în piept, vor să organizeze fiecare câte un protest mai frumos, mai diferit față de alții. Nu, asta nu este unitate sindicală în poliție. Din păcate, mulți lideri de federații sindicale au fost cumpărați și ați văzut și dumneavoastră, chiar după proteste, polițiștii i-au hulit atunci când au ieșit de la discuții cu ministru. Noi am protestat pentru o aplicare corectă a hotărârii de guvern 1 din 2017, cea referitoare la salariul minim pe economie. Polițiștii nu sunt plătiți cu 1450 de lei salariul funcției de bază. Noi suntem plătiți la nivelul anului 2009 și unele sporuri ale polițiștilor sunt calculate la nivelul acelui salariu din anul 2009, care este sub 600 de lei. La nivelul județului Neamț, pe lângă sindicatul Europol, care are în prezent 70 de membri, funcționează și filiale ale Sindicatului Național al Agenților de Poliție, din care a demisionat anul trecut Ioan Cănărău, acuzându-l pe președintele Iulian Surugiu de corupție. Cel de-al treilea sindicat este cel al agenților de poliție. Greu de presupus că se va reuși prea curând unificarea mișcării sindicale din Poliția Română, în condițiile slăbirii întregii mișcări sindicale românești pe fondul unei legislații proaste. Pe de altă parte, lipsa unor sindicate care să poată conduce la coagularea salariaților din micile întreprinderi private arată neputința mișcării sindicale de a se reorganiza și de a lupta cu adevărat pentru binele salariaților.